Doamnelor și domnilor, bună seara din nou pe invitatul meu pentru acest interviu. Îl vedeți adeseori în emisiunea politică a doamnei Marilena Barață. Este un domn care pentru mine rămâne misterios din foarte multe puncte de vedere, domnul Neculae Bâldea. Vă mulțumesc că ați venit să stăm de vorbă. Cu multă plăcere am răspuns invitației dumneavoastră și aștept cu nerăbdare chiar să începem să discutăm acest subiect atât de interesant și atât de necesar. Păi da, subiectul care sper să-l anunțați. Da, o să-l anunț acum, sigur o să discutăm pe o chestiune care ține de dogmatică creștină, adică dacă este normal sau nu este normal să fie hirotonite femeile ca preoți. Mai există și un alt termen însă care îmi scapă la bisericile protestante și cred că și la catolici. Ordinare. Este vorba de ordinare, da. Dacă pot fi ordinate, deci ca preoții femeile, despre asta o să vorbesc cu domnul profesor, cu domnul Nicolae Bâldea. Vă zic, domnul profesor, că așa mi se pare mie că sunteți. Dar spuneți-mi, de ce îmi păreți mie atât de misterios? Pentru că aveți dumneavoastră o biserică privată sau particulară, sau nu știu cum să-i zic, pentru că din când în când aruncați pe piață, n-am scris știrea, dar o să scriu, aruncați pe piață știri politice pe care eu nu le pot verifica. În tot cazul. Vă spun de la început că n-are biserica unde eu slujesc și nu eu, împreună cu echipa mea de slujire, nu este o biserică privată. Biserica sub nicio formă nu poate să aibă calitatea aceasta de instituție privată. Singurul care are dreptul să aibă această instituție este Domnul Iisus Hristos, pentru că El e singurul care îi spune apostolului Petru: pe această piatră voi zidi biserica mea. Deci prin asta el și-a semnat actul de proprietate și a spus că biserica este a Domnului Iisus Hristos. Deci n-am eu cum să am o biserică privată. Numai faptul că noi am avut o discuție odată, a rămas poate cu impresia asta, și vorbim despre ceea ce ar trebui să fie, în concepția mea și a multor altora din această țară și lume, biserica locală, adică o biserică autonomă, o biserică care să aplice principiile elementare și simple, aș putea să spun eu, ale creștinismului și să nu fie așa de subordonată cum sunt unele unor ierarhii care de multe ori ajută, iar de alte ori încurcă. Deci înțeleg, nu domnul Bâldea, sunt o biserică privată, domnul Meureanu, să fie foarte clar, iar biserica sub nicio formă, eu personal, în calitatea pe care o am, nu avem discuții politice. Ce calitate aveți? Ce calitate? Eu fac un slujitor, eu sunt pastor acolo și nu pastor, eu fac o supervizare în mai multe biserici, să zic așa, o muncă pe care o fac absolut de bunăvoie, pe banii proprii de multe ori și nu de multe ori, întotdeauna, pentru că a fost, pot să spun, o pasiune a vieții mele. Am considerat întotdeauna că, cunoscându-L pe Hristos de copil și slujindu-L pe Hristos de atâția ani de zile, am început și eu să înțeleg că oamenii au nevoie și ei să fie slujiți. Și biserica la asta este chemată să aibă oameni care să-i slujească pe cei cu care se adună, și eu asta fac. Dar dacă observați, și eu mă luminez din ce în ce mai mult, adică vă pun întrebări, acum unele directe, unele indirecte, ca să lămurez lucrurile. Nu mă deranjează nicio întrebare, să știți, și vă răspund cu maxim de dragoste și cu maxim de sinceritate, atâta cât pot eu să înțeleg, nu pot nici eu să le înțeleg pe toate. Și eu vă întreb cu maxim respect și cu maximă simpatie. Această biserică a dumneavoastră și bisericile de acest tip pot fi considerate ca făcând un fel de dizidență, cum am citit eu, la biserica oficială, la Biserica Ortodoxă Română? E niciodată, bine dacă... deci niciodată, nu? Niciodată, dacă vrem să vorbim de dizidență, aș putea să spun, iară cu maxim de sinceritate, că sunt mulți, foarte mulți slujitori, să le zicem, pastori, în aceste biserici, care provin din biserici neoprotestante, nemulțumiți, să zicem așa, dacă putem să spunem, de faptul că și în aceste biserici de tip neoprotestant, slujbele de pastor, de prezbiter, de diacon s-au profesionalizat și făcând parte dintr-o organizație, și știți foarte bine că
Pentecostalii au organizația lor, baptiștii au organizația lor, adventiștii pe a lor, evanghelicii pe a lor. Organizațiile, ele normal ar fi trebuit să fie puse în slujba bisericilor. S-a constatat în ultimii ani că bisericile se pun în slujba organizației și atunci lucrarea bisericii se denaturează, se alterează. Eu personal nu mi-este niciodată rușine și nici frică și nici teamă să spun că provin dintr-o biserică penticostală care funcționează în cadrul cultului penticostal. Încă din 1948 a funcționat chiar în casa părinților mei și pentru că, așa cum vă spuneam, sau poate ați auzit, eu am fost înfiat dintr-o familie de bun, foarte bun creștin ortodox și atâta cât au înțeles ei, oameni cu frică de Dumnezeu. De altfel, am avut ocazia să cresc de copil într-o biserică penticostală, să trăiesc ani și ani, mulți ani, cu această biserică penticostală în casa mea și a părinților mei și am rămas până la un anumit moment în viața mea când a trebuit într-un fel sau altul să mă duc să-mi caut altă cale, pentru că așa a fost să fie viața mea și așa am început eu să înțeleg la un anumit moment că Dumnezeu mă cheamă pe altă direcție. Pentru că oamenii sunt interesați, aș vrea să definiți un pic și dogma penticostală, pentru că lumea e curioasă să știe. Păi e simplu și uite, chiar am vrut acum și profit de ocazia asta. Poate vreodată vă gândiți să facem o discuție, ar fi foarte bună pe ansamblu, fără să criticăm pe cineva. Da. Eu n-am nimic, eu nu știu dacă știți, dar eu sunt absolvent al unei facultăți de teologie ecumenică din Statele Unite și am ceva cunoștință în domeniul respectiv și putem să vorbim, pentru că oamenii, așa cum a spus, sunt foarte interesați să știe de ce unii sunt baptiști, de ce alții sunt penticostali, de ce alții sunt adventiști, de ce alții sunt catolici sau nu știu ce. Poate aici mă pricep mai puțin la religiile tradiționale, sunt destui care se pricep, dar am umila părere că mă pricep o leacă la ceea ce se numește neoprotestanți evangheliști, pentru că asta, și n-am făcut această facultate pentru că aș fi vrut să am vreun avantaj, n-am avut avantaj, am făcut-o pentru că am avut o mare pasiune în ceea ce înseamnă cercetarea Bibliei și am fost și eu foarte interesat la vremea respectivă să știu, dacă, și inclusiv să mă verific pe mine, să văd dacă nu cumva sunt pe cale greșită. Știți? Și asta m-a dus să studiez și am studiat și vreau să vă spun că penticostalii, ei sunt practic așa foarte pe scurt, sunt cei care cred în botezul cu Duhul Sfânt, Pentecost, ziua cinzecimii, deci ei cred că și astăzi, asemenea zilei pe care ucenicii Domnului au așteptat-o atunci când Duhul Sfânt s-a coborât în ziua cinzecimii ca niște limbi de foc și s-au așezat asupra capetelor oamenilor și au început să vorbească în alte limbi. Duhul Sfânt lucrează și astăzi în aceeași metodă, după aceeași metodologie, ca să spunem așa, pe înțelesul oamenilor, și El coboară și îi botează pe oameni cu Duhul Sfânt. Noul Testament vorbește, Domnul Iisus Hristos personal vorbește, Apostolul Pavel, Apostolul Petru vorbesc despre cuvântul acesta, botez cu Duhul Sfânt. Și penticostalii cred că botezul cu Duhul Sfânt este un fapt real, el trebuie să fie evident prin primirea semnului vorbirii în alte limbi și desigur tot penticostalii cred cu tărie în ceea ce privește darul acesta al tălmăcirii limbilor. Și tot ei cred că vorbirea în alte limbi poate fi tradusă și înțeleasă într-o limbă normală. Aici putem să... Stați un pic, că limbile în care au început să vorbească oamenii în ziua cinzecimii erau limbi normale, naturale, nu vorbeau păsărească. Absolut, sau... absolut, acolo în ziua cinzecimii erau limbi normale. Apostolul Pavel spune despre faptul că veți vorbi în limbi îngerești și în limbi omenești și sunt unii care, mă rog, tocmai aici a fost una din întrebările vieții mele, pentru că penticostalii susțin că oamenii nu pot fi mântuiți, adică salvați, nu pot fi beneficiarii vieții veșnice dacă n-au avut această experiență a vorbirii în alte limbi. Personal, mie, la un moment dat, mi s-a părut că este o greșeală și că sunt multe alte semne și eu, personal, studiind, am găsit vreo 10-12 alte semne prin care omul să poată face dovada umplerii lui cu Duhul Sfânt. Și atunci am zis, domne, trebuie să mai studiem problema pentru că este una foarte delicată și am găsit că nu numai vorbirea în alte limbi poate fi semnul
mântuirii, semnul salvării și sunt multe alte semne. După aceea vorbim despre, de exemplu, adventiști. Adventiști înseamnă așteptătorii venirii lui Hristos și aici cred că și dumneavoastră și eu știu foarte multe și putem vorbi. Vorbim despre baptiști, ei înseamnă botezați, adică botezați în apă, așa, și după aceea sunt și celelalte creștini după Evanghelie, care, mă rog, au o istorie, o istorie destul de frumoasă, până la un anumit moment, aș spune eu, care, mă rog, a lăsat anumite lucruri încurcate, nu le-a dus până la capăt, dar toate sunt, dacă vreți, au un scop comun, au un centru care este Hristos și care îi ajută pe oameni într-un fel sau altul să formeze o armată mare care are un singur scop, să învingă planurile diavolului până la urmă. Dar biserica dumneavoastră cum se raportează din punct de vedere dogmatic la biserica ortodoxă? Biserica, știți cum este? În general, noi trebuie să recunoaștem, mai ales generația părinților mei, chiar și generația mea și mulți oameni care frecventează bisericile neoprotestante, să le zicem așa, sau indiferent bisericile mai mult sau mai puțin autonome, mai mult sau mai puțin libere, mai mult sau mai puțin independente, ei își au originea în învățătura bisericii ortodoxe. Eu vă mărturisesc aici, cu mâna pe inimă, vorba aia, că eu am citit atâta cât am citit. Eu nu mă pot compara cu dumneastră, care știu că sunteți absolvent în teologie ortodoxă. Nici eu cu dumneavoastră. Dar vreau să vă spun că mărturia de credință, adică să spunem așa, a bisericii, cum sunt eu învățat să spun, a bisericii ortodoxe, este una extrem de corectă. Crezul pe care și dumneavoastră și eu și noi toți care ne temem de Hristos, îl știm și ne străduim să îl împlinim, este o rugăciune, o mărturie perfectă, numai că în ultimii ani sau în ultimii zeci de ani sau știu eu în ultimii 50-100 de ani lucrurile s-au schimbat, știți? Și eu spun cu mâna pe inimă că dacă Biserica Ortodoxă a fi cel puțin cum era pe vremea bunicilor mei, să nu zic mai mult, eu personal aș fi un om foarte satisfăcut de ce se întâmplă în biserică, pentru că biserica are scopul să-i conducă pe oameni spre viața veșnică, să-i conducă pe oameni spre mântuire, să-i conducă pe oameni spre Hristos. Creștinismul este despre Hristos. Creștinismul este despre moartea și învierea Lui. Este despre credința în această jertfă mântuitoare. Și lucrurile tocmai aici am eu multe semne de întrebare. Înțeles. Și înțelegeți-mă că nu vreau să critic pe nimeni. Dar da, vă înțeleg, domnule Nicolae Budea. Acum, recenta dispută care s-a mediatizat foarte tare între reprezentanții Sfântului Sinod și Arhiepiscopul Tomisului, probabil că vă dă și alte argumente în favoarea a ceea ce tocmai spuneați și în favoarea ideii de biserică, ați zis să nu-i mai spun privată. Spuneți autonomă. Autonomă. Biserică deci, locală autonomă. Biserică locală autonomă. Deci ceea ce s-a întâmplat acum nu e așa că vă dă, să zic, apă la moară, dacă îmi permiteți. Este expresia. O expresie forțată de data asta, pentru că noi n-am avut niciodată nevoie să ne dea cineva apă la moară, pentru că în ceea ce mă privește pe mine și mulți alții, nu vreau să mă dau pe mine exemplu, dar mulți alții ca mine care au avut mult, foarte mult de suferit în trecut, cea mai mare apă la moară ne-au dat-o comuniștii, care învățau pe oameni că sunt, că trebuie să fim atei, că trebuie să nu credem în Dumnezeu, și eu care n-am putut să mă fac membru de partid, că n-au vrut ăștia să mă facă, știau că eu mă duc la biserică, știau că eu predic Evanghelia și am avut și eu contacte cu foarte mulți comuniști de frunte și n-am găsit niciunul așa între patru ochi sau la o cafea sau la o nevoie. Eu am lucrat mulți ani în uzina de autoturisme, am vândut mașini, milioane, și veneau oamenii și așa între patru ochi, cât le vindeam o mașină, îi întrebam, domne, chiar ești ateu? Și hai, domne, zice, mănânc și eu o pâine. Deci apa la moară ne dădeau cei care spuneau că nu există Dumnezeu. Deci noi nu ne folosim de conflictele. Eu înțeleg foarte bine care este manifestarea, cum îi spune, arhiepiscop sau ce e Teodosie acolo, și ceea ce este patriarhul Bisericii Ortodoxe. Și vreau să vă spun așa, ca un om, mă rog, cât mă pricep eu așa, că adevărul pe undeva este la mijloc, știți? Adică și patriarhul are dreptate când spune ceea ce spune și Teodosie are dreptate, pentru că dacă pornim de la această idee pe care o propovăduiește Teodosie, că biserica este a lui Dumnezeu,
este a Domnului Iisus Hristos, atunci trebuie să ne folosim de dreptul constituțional pe care îl avem și în toate situațiile când biserica trebuie să sprijine statul, trebuie să o facă în folosul cetățenilor. Și era absolut, eu vreau să vă spun că am respectat cu strictețe regulile în biserică, la slujbe, am distanțat scaunele, am chemat pe oameni cu mască, cu spălat pe mâini, cu șters, cu toate regulile. Asta tocmai pentru că mi se pare normal, iar în Biblie scrie să ne supunem celor înălțați în dregătorii. Dar în egală măsură, dacă vine cineva să ne spună să închidem bisericile, eu am spus și atunci, spun și acum și voi spune mereu, este o mare greșeală, pentru că noi n-am închis bisericile nici pe vremea comuniștilor când ne păzeau securiștii sau când ne luau și ne duceau la arest. Da, sau eu n-am aprofundat foarte tare, dar am înțeles că în istorie, totuși în vreme de ciumă, de holeră, au fost situații în care bisericile au fost restricționate. De acord cu restricțiile, de acord, dar una este să și știți ce se întâmplă? Apropo de asta, eu vă spun de exemplu și eu sunt o leacă, foarte puțin mai priceput să zic așa la mișcările astea neoprotestante. În dorința lor, să zic așa, nesăbuită, peste limitele de a se supune autorităților, înaltele fețe bisericești, și observați că am pus ghilimele, pentru că e trist că și în mișcările neoprotestante au apărut înaltele fețe bisericești, așa au scris scrisori către reprezentanții zonali și către pastori, coordonatori, cum au ei, de sector, de județ, de regiune, de nu știu ce, prin care să le ceară enoriașilor să le interzică cu desăvârșire să vină la biserică sau să participe sau să nu știu ce. Aici deja mi se pare o supușenie de care nu era nevoie, pentru că era absolut normal ca conducerea politică a țării, cine vreți, președintele, primul ministru, echipă mixtă, să discute, mai ales cu bisericile care contează, adică bisericile tradiționale, Biserica Ortodoxă, Biserica Catolică, chiar poate și neoprotestanții sunt și ei în țara asta peste 1 milion și contau, trebuia să întâlnească toți, pentru că, vedeți dumneavoastră, noi toți creștini avem pe Hristos comun. Și cu bună înțelegere să se unească, pentru că era o situație grea, pandemică, și să se explice oamenilor de ce nu putem să venim cu toții la biserică, de ce trebuie să venim grupuri de 10, să zic, sau grupuri spuneți-mi, de 50. Înțeleg, dar spuneți-mi ceva și pun o întrebare pe care în general n-am mai pus-o, dar dumneavoastră cred că puteți avea un punct de vedere întemeiat pe această chestiune. De ce e nevoie, domnule Bâldea, de atâtea explicații? Nu era suficient să știe tot omul că există un virus? Ori bănuiesc că, nemai având analfabetism în România, tot omul înțelege că virusul se transmite de la om la om și că virusul acesta poate duce la situații în care să ajungi la terapie intensivă și chiar să mori? Nu era suficient asta, după care fiecare trebuia să ia, să adopte de la sine putere, voie, un comportament preventiv. Eu așa aș fi făcut. Adică, iertați-mă, de ce să umplem televizoarele și ziarele cu explicații peste explicații? E vreunul, mă rog, are o problemă de, eu știu să zic așa, o problemă de handicap mental? Bun, îl ajutăm să îi explicăm. Dar tot omul care are, care e normal din punct de vedere intelectual, cred că poate să priceapă ce e cu treaba cu virusul, nu? Câtă dreptate aveți, domnul Zmeuranu, din punct de vedere teoretic, dar aș vrea să vă amintesc, și noi am mai discutat în alte emisiuni pe care le-am mai făcut chiar împreună, că este o mare problemă la ora actuală cu profesorii care nu vor să se vaccineze sau care nu recunosc virusul. Este o mare problemă chiar și cu doctorii care au studiat infecțioase, care au studiat microbiologie, care au studiat. Atunci ce să vă spun eu cu oamenii din biserică? În biserica, în general, în bisericile neoprotestante, la ele mă refer, și în general la biserică, eu spun așa că biserica este instituția, dacă îi putem spune așa, care ne aduce pe toți, atunci când suntem acolo, pe o poziție de egalitate. Da. Știți? Pentru că ne face frați, ne numește frați, ne numește creștini. Noi asta suntem, în Hristos suntem copiii Lui, în Hristos suntem frați, în Hristos ne-am înfrățit. Știți? Și atunci ce pretenții să am? Tocmai de-aia trebuia discutat cu responsabilii, să zic așa, a cultelor, sunt organizații altele decât cultele oficiale. Sigur, dar mesajul trebuia să fie simplu.
Oameni buni, trebuia să există fie un simplu. virus care face rău. Știți că o greșeală a fost, și asta cred eu că este o greșeală, că nu s-au chemat acești oameni să se discute, să se cadă de comun acord, că într-adevăr acest virus există, este un mare pericol, oamenii noștri aduși la aglomerație îi expunem și riscă să moară și au murit unii dintre ei, să fie foarte clar, și eu știu de, și de ce și ce s-a întâmplat, și atunci să se folosească, pentru că în Constituția României spune că biserica sau cultele religioase oficial recunoscute și alte forme de organizare nu se subordonează statului. Știți? Și cuvântul ăsta chiar în pandemie este da și amin. Și de-aia trebuia să vină oamenii, să cadă de comun acord și să ceară conducerea. Vreau să vă spun un lucru și să știți, și eu vă spun tot așa din poziția unui om care am fost interesat de acest fenomen care se cheamă fenomenul religios. Și vreau să vă spun că toate bisericile, indiferent că sunt bisericile noastre tradiționale, ortodoxe, catolice, protestante, de care vreți, autonome, mai puțin autonome, independente, sunt instituții foarte bine organizate, să știți. Sunt instituții da, care au în fruntea lor preoți, da, pastori, responsabili, eu care știu să pună insist oamenii un unde... pic. În secolul XIV și în secolul XVII, când au fost cele două mari epidemii de ciumă, n-a stat nimeni, că nu exista nici televiziune, nici ziare, n-a stat nimeni să explice, și cu toate astea oamenii s-au ferit, cu înțelegând foarte bine că e ceva care... Dacă Da. te apropii unul de altul, riști să iei boala și s-au ferit. Domnul Osmeoreanu, suntem mai proști acum. E foarte corect ce spuneți dumneavoastră. Dar s-au ferit între timp, din câte știu eu, au murit câteva zeci de milioane, știu eu, peste au 100 murit, milioane, sigur. 200, nu se știe, tocmai de-aia. Vedeți, noi acum trăim alte vremuri. Acum, dacă atunci, pur și simplu, n-a prea aveai cum să informezi pe oameni, nu puteai să-i aduni, nu puteai să nu știu ce. Dar oamenii nu erau organizați, n-aveau lideri, să zic, cum le place unora să li se spune, indiferent că sunt politici, că sunt religioși, tot un fel de lideri sunt. Și acum noi trebuia să ne folosim. Vedeți, vorbim despre propovăduirea creștinismului. Apostolul Pavel, în prima eră creștină, s-a folosit de tot ce a avut mai bun ca să ducă vestea Evangheliei. Noi acum trebuie să ne folosim de tot ce avem mai bun. De ce? Ca să ducem vestea Evangheliei și să-i protejăm pe oamenii Păi care s-ar vin la putea biserică. să se obțină efectul contrariu, pentru că nu vedeți că cu cât se vorbește mai mult la televizor și se scrie în ziare, cu atât sunt mai mulți cei care pun întrebarea cretină dacă există sau nu virusul. Deci pentru Da, mine... încă o dată, vedeți dumneavoastră, eu sunt uimit. Chiar acum, zilele astea, alaltă ieri, am stat de vorbă cu o minte care eu credeam și este o minte luminată a acestui oraș, un om important. Și m-a ținut o oră în stradă ca să-mi explice ce mare greșeală am făcut eu că m-am vaccinat, de exemplu. Și ce trebuie să fac eu în continuare și nu cumva să îndrăznesc să trimit copiii mei la vaccinare sau... Păi cum, eu am copii care sunt medici, cum să le spun eu ăstora să nu se vaccineze? Păi ei mi-au spus mie cu subiect și predicat, dacă nu te vaccinești, te duci și vezi de treaba ta, că noi avem copil mic, noi avem așa, noi știm precis că trebuie să te vaccinezi. Eu, de exemplu, am interzis... Dar explicați-mi că a venit vorba. De unde credeți că vin asemenea atitudini care sunt absurde, iar pentru mine extrem de iritante? Sunt iritante, sunt absurde, dar multe dintre ele vin pentru că noi românii suntem chiar suntem un popor special, să știți. Adică Nouă ne mai place... șmecheri. Credem noi că suntem mai șmecheri, știți? Și știți, datorită unui fenomen, n-am nimica, eu iubesc pe oameni de toate nivelurile, indiferent că au 7 clase, 3 clase, sunt licențiați sau sunt doctori, nu știu ce, sau sunt academicieni. Pentru mine sunt oameni și au valoare, dar unii dintre ei n-au capacitatea ca să înțeleagă ce înseamnă acest virus, ce înseamnă acești microbi. Și e suficient să creadă unii că sunt ei o leacă mai deștepți, știți? Și învață pe ăștia. Din nefericire, ăștia sunt mulți. Și eu, dacă vă arăt odată așa, asta pot să o fac în privat, ce primesc eu pe site-urile unde eu sunt activ în așa zisa lume creștină, apucă ori râsul, ori plânsul, nu știu ce să vă spun. Și ăștia sunt oameni, și vedeți, în egală măsură, așa cum vă spuneam, sunt oameni de la care ai avea pretenția că ei trebuie să fie vârf de lance în aceste momente. Și ei din vârf de lance se transformă în ce? În frână. Știți, în loc să fie, da, cum aș zice eu ca automobilist de meserie, în prima mea dragoste, în loc să fie motor, ei sunt frână în acest progres.
Și asta este, e mult mai ușor să fii negativist. Apoi unii, de exemplu, degeaba ar încerca un virusolog sau un mare savant care studiază problema vaccinurilor să le explice oamenilor ăștora, pentru că nu înțeleg nimic, nu înțeleg nimic, știți, nu pricep. Și atunci e mult mai ușor să fii împotrivă. De multe ori începe să-ți crească și ție importanța, știi, să zici, bă, spun și eu, uite, dau și eu pe site, mai îți dă unul, zice, așa e, domne, ai dreptate, și încep să te crezi important. De fapt, nu ești important pentru că ești o frână într-o chestiune care ar trebui să fie, așa cum spuneam, să fie motor. Adică toți oamenii de bine ar trebui să înțeleagă. Eu în viața mea, să știți că am avut un principiu. În ceea ce am făcut eu, am ținut cont de părerea specialiștilor. Mi-aduc aminte când am făcut primul centru medical și dumneavoastră știți foarte bine centrul din Scoroboaia, centru Elim, a fost făcut de mine, este făcut de mine pe terenul meu cu banii mei, primul centru medical din țara asta, a început să lucreze din ianuarie 90. Eu când am vrut să merg mai departe și să fac ceva profesionist, am adus lângă mine medici. Și de ăla, și de ăla, și de ăla, am discutat cu ei o vreme, le-am spus, uite, eu intenționez să fac un centru creștin în care să integrez un centru medical, dacă se poate să aducem medici care nu ne învață că suntem atei, cum ne învățase pe noi comuniștii, să credem în învățătura asta creaționistă. Și așa am ajuns la concluzia, după ce am fost și în Statele Unite și am văzut ce importanță are medicina privată, și centrul ăla era privat într-adevăr, că biserica era acționarul principal. Deci e foarte important în viață, indiferent ce ai crede că ești și indiferent cât ai crede că știi, să ții cont de părerea specialiștilor. Și aici știți foarte bine că și în presă și în jurnalism sunt specialiști între specialiști. Unii ies la pensie, știți, și nu au mare comun cu jurnalismul, de exemplu, care este o meserie foarte nobilă și foarte interesantă. Așa e și aici. Degeaba aș încerca, eu am interzis, să știți, în bisericile unde eu am, să zic așa, o mică autoritate, le-am spus oamenilor foarte clar, vă rog să nu discutăm acest subiect în biserică. Problema bisericilor nu este să-i lămurească pe oameni să se vaccineze sau să nu-i lămurească, să-i lămurească pe oameni să nu se vaccineze. Este o decizie pe care puteți să o luați fiecare dintre dumneavoastră. Dacă mă întrebați pe mine, eu vă spun cu subiect și predicat că de-abia am așteptat să mă vaccinez. Și dacă pot să fiu un exemplu, urmați-l. Dacă nu, vedeți-vă de treabă. Și am sistat orice discuție, să știți. Nu am discutat niciodată în biserică, nici dacă ne vaccinăm, nici dacă nu ne vaccinăm. Păi nici bine ați făcut, pentru că cei care au asemenea teorii conspiraționiste sau eu știu cum să le zic, fistichii... Conspiraționiste în primul rând, să știți. Și fisticii nici nu sunt dispuși la dialog. Adică nu au capacitatea asta. Cum n-am discutat, mie nu mi-a fost... Și dumneavoastră știți că ați făcut un interviu cu președintele Federației Bisericilor Creștine Autonome, care a avut aici o sesiune cu pastorii din toată țara, și atunci în cadrul sesiunii erau probleme, începuse masca să devină obligatorie. Mie nu mi-a fost ușor, nu mi-a fost greu, să știți, în plină conferință să ridic vreo 2-3 pastori în picioare care făceau ei pe zmeie și să le spun cu subiect și predicat, dacă nu respectați să vă purtați masca, vă rog să ne căutați pe afară, pentru că noi aici, dacă vine cineva în control, și nu numai dacă vine cineva în control, noi trebuie să ne protejăm unii pe alții, pentru că avem fiecare, nu vrem să plecăm bolnavi de aici. Și vă rog să mă credeți că după intervenția asta n-am mai îndrăznit niciunul să umple fără mască. Dar asta trebuie să fii tu convins în primul rând că ce faci este bine și corect, știți? Este corect. Haideți să venim, că am discutat lucruri interesante, sigur, dar încă nu am abordat frontal subiectul pentru care v-am rugat să-mi acordați acest interviu. Deci, cum trebuie să gândim și care sunt argumentele dogmatice și de bun simț cu privire la hirotonirea femeilor, sau cum ați zis dumneavoastră, când tot scapă... Ordinare, da. Sau chemare ordinare sau chemare în slujbă, chemarea în slujire, știți? Da, înțeleg de unde vine, dar nu știu de ce nu-mi sună mie foarte bine și tot... Pentru că nu sunteți familiarizat. Mie mi se pare mult mai greu, de exemplu, să spun de hirotonie, hirotonisire. Mie nu, că, mă rog, sunt familiarizat într-un fel, dar nu sunt bine, ca dumneavoastră. Ordinare. Nici nu prea am participat la multe hirotonisiri de preoți din ăștia tradiționali, să zic, și sunt cam repetent aici, recunosc. Bun, deci să vorbim atunci... Dar bisericile astea, da, se folosește termenul acesta. Despre ordinarea femeilor în slujbă. Dați-ne argumente și spuneți-ne care este punctul dumneavoastră de vedere și v-aș ruga să explicați și cu ce argumentele susțineți.
Știți care este? Acum noi, dacă am putea să mai avem puțin timp, cred că putem să discutăm o leacă mai detaliat. Avem timp, da. Este foarte greu să spui, să generalizezi această chestiune, pentru că ea este diferită, să zic așa, de la grupare la grupare, de la confesiune la confesiune și, desigur, aș vrea să vă dau un exemplu. Exemplu, Biserica Adventistă, să zicem așa, și ei sunt frații mei în Hristos, nu vreau să-i critic, o parte dintre ei chiar s-au scindat pe această temă, o parte dintre ei, e adevărat, o mică parte, dar nu românii deocamdată, ci conferința lor, ei se conduc după o conferință mondială care se întâlnește odată la 4 ani. Înțeleg și... că au avut o femeie, o doamnă vicepreședinte acolo, la ei. Așa... La nivel de zona Europa, de exemplu, a fost o doamnă care a făcut această lucrare de vicepreședintă și cu calitate de pastor și nu știu ce, pentru că și la ei, fiind o biserică mondială, lucrurile nu sunt chiar atât de unitare, nici cât cred ei, și au și ei o libertate. Și asta a dus chiar la... Pe perioada cât această doamnă, îmi pare bine că știți despre acest lucru, ei s-au autosuspendat din conferința europeană și și-a văzut fiecare de treaba lui. Este foarte important să înțelegem cum se raportează fiecare, să zic așa, mare grupare creștină la această chestiune. De exemplu, luteranii, să zicem așa, care la noi nu prea mai sunt așa mulți, dar continuă să fie destul de mulți în țările din vest, Germania, etc. etc. Ei, să știți că ordinează femei de ceva vreme încoace, le promovează și chiar le sprijină în poziția asta de pastor, pentru că lucrarea asta, să zic așa, de divizare, să le spunem, pe acest subiect, a început cu vreo 200 de ani în urmă, să știți. Și la ora actuală, luteranii sunt foarte, foarte divizați și unul dintre motivele divizării este tocmai această chestiune legată de ordinarea femeilor. În Danemarca, de exemplu, că tot vorbim noi și vrem să luăm model lumea Nordului, în Danemarca ei și ei au început să ordineze, să zicem așa, în fruntea bisericilor femei în anul 1948 și până în zilele noastre, danezii, Biserica Luterană din Danemarca, că despre ea vorbeam, a continuat să ordineze femei și, desigur, le dau dreptul femeilor să facă toate slujbele care le face un pastor, să zic așa, sau un preot luteran, inclusiv slujbele liturgice. Și, desigur, dar și ei, ca și alte multe confesiuni despre care vreau să trecem așa în revistă foarte repede, da, dau o importanță deosebită în general lucrării femeilor. Pentru că noi în Noul Testament, că despre ea vorbim mai ales, avem multe, multe slujbe despre care se vorbește că au fost ocupate, să zicem așa, sau slujite de către femei. Acum să vă spun câteva lucruri, că m-ați întrebat despre Biserica Pentecostală. Dacă vreți așa să vă spun ca o mărturie publică, poate este biserica pe care eu o cunosc cel mai bine, cu bunele și relele ei, pentru că, așa cum v-am spus, mi-am petrecut foarte mulți ani în această biserică și, desigur, vreau să vă spun că, din nefericire, îmi pare rău, regret, Biserica Pentecostală, care practic reprezintă a treia grupare, dacă nu chiar a treia sau maxima a patra grupare numeric vorbind dintre creștinii neoprotestanți, nu, dintre creștinii neoprotestanți sunt cei mai buni, dintre creștini de toate felurile din România, ea este la ora actuală foarte, foarte, foarte divizată, știți? Este foarte divizată. Știți, dumneavoastră, sunt sigur că știți că penticostalismul a venit în Europa și a venit în România în mod special la începutul secolului 20 și printr-o mișcare care a avut loc într-o stradă, nu știu ce, în Statele Unite, acolo se adunau niște oameni care proveneau din Biserica Baptistă și care, așa cum spune,
spuneam, au continuat să se roage cu credință, au început să vorbească în limbi și de acolo a început originea Bisericii Pentecostale. Biserica Pentecostală sau Pentecostalii, dacă vreți să vorbim așa la nivel mondial, la ora actuală, dacă îi punem și pe carismatici, să știți că ei din punct de vedere numeric și pentecostali și carismatici, ei au multe puncte comune. Mulți îi pun la un loc, alții îi separă, dar eu personal mi-aș permite să îi pun la un loc pentru că îi cunosc pe pentecostalii carismatici din Statele Unite, din Canada, din Argentina și din multe alte locuri. Ei încă de la început au avut discuții pe această temă cu ordinarea, să zicem așa, a femeilor. Personal, v-am mai spus și știți foarte bine, eu am fost de foarte multe ori în Statele Unite și am colindat cu America în lung și în lat, am vizitat multe biserici, biserici mari de 5.000, de 10.000, de 15.000. În Orlando, de exemplu, am fost într-o biserică de 20.000 de pentecostali carismatici și am văzut biserici mari, foarte mari, conduse, să zicem așa, de către femei, adică pastori cu toate responsabilitățile, ordinați cu toate drepturile pe care le au pastorii în general în ceea ce privește conducerea și slujirea într-o biserică. Și cum vi s-a părut? Deci, până la urmă, cum vă sună? Eu, în general, din punctul ăsta de vedere, poate o să vă spun și părerea mea mai către sfârșit. Neapărat. Așa? Da. Eu, în general, cred că trebuie să rămânem la cele pentru care avem argumente clare din punct de vedere biblic. Pentru că dacă vrem să scoatem un text, cum zic eu, din context, ca să avem un pretext de discuție, îl scoatem și putem să scriem cărți, teze de doctorat și ce vreți dumneavoastră. Dar lucrurile Dar ei ce scot din context când ordinează femeii? Ei scot multe, din, inclusiv egalitatea asta, știți, spune cu ce e inferioară o femeie. Că în grădina Edenului Dumnezeu l-a făcut pe Adam și Eva egali. Dar nu, da. E prost pusă problema, pentru că nu vorbim în termen de superioritate și inferioritate, da? Deci vorbim în alți termeni. Această chestiune s-a alterat foarte rău și în Statele Unite și în lumea întreagă, odată cu avântul pe care l-a luat tocmai mișcarea feministă. Da. Știți? Și s-a constatat și se constată, și aici, după părerea mea, se face o mare greșeală, că în bisericile neoprotestante, să zic, din Statele Unite, din Canada, din pe oriunde din lume, sunt femei mai multe decât bărbați, să știți. Și alegerea oamenilor în slujire, să zicem așa, nu se face așa cum se face în Biserica Ortodoxă și unde zic eu că încă este foarte bine, ci se face prin vot. Prin vot. Adică congregația care are, să zic așa, 1000 de membri, așa, bărbați și femei, se adună într-o adunare generală și supune la vot. Și de regulă se supun la vot 2, 3, 4, 5 persoane. Și cum acolo, dacă ai curajul și te pui pe lista aia de vot o femeie, în baza tendinței astea feministe, în mod garantat s-ar putea ca femeia aia să aibă succes de acolo. Da, vedeți dumneavoastră, aici când... E altă prostie, iertați-mă, că democrația nu are nimic de a face cu dogma. Biserica nu este o instituție democratică, să fie clar. Sigur. Din nefericire, nu mai este nicio instituție teocratică, adică în care oamenii să trăiască cu frică de Dumnezeu, pentru că ea a devenit ceea ce a devenit. Și aici eu când vorbesc critic, să știți că vorbesc în primul rând în dreptul bisericilor pe care eu le cunosc, neoprotestante, evanghelice. Și aici mulți s-au convins, cum s-a întâmplat și la ortodoxi, că poate fi un job bun, o sursă de bani, o chestie de trăi mai bine și aici este regretabil. Dar atunci când s-a ajuns la treaba asta, vedeți dumneavoastră, la noi, ca să spun ce se întâmplă în Biserica Pentecostală, să zic oficial, în cultul pentecostal. În cultul pentecostal, la ora actuală, statutul de organizare și funcționare al cultului pentecostal interzice, sub nicio formă nu admite ordinarea femeilor. Dar explicația se găsește tocmai în faptul că, așa cum vă spuneam, dacă țineți minte mai la începutul emisiunii noastre, foarte mulți pentecostali care au venit în mișcarea pentecostală, în cultul pentecostal în 1948, când s-au dat legea cultelor și au început să funcționeze, proveneau din Biserica Ortodoxă. Și acolo este exclus și spun eu încă o dată că e bine, că e așa și astăzi ca femeile să poată fi ordinate, să zicem, sau hirotonisite
preoți, pastori, etc., etc. Dar vreau să vă spun tot așa ca un om care mă simt eu mai deschis așa la diverse curente care încearcă să bată pe la ușile chiar și a bisericilor penticostale și, mă rog, nu mai vă vorbesc de bisericile astea gen cele autonome, independente, în care se simte din ce în ce mai mult presiunea curentului acesta, să zic, feminist și se bate din ce în ce mai puternic la ușa asta, pe ce noi femeile ce suntem. Știți? De-aia este foarte bine pentru... Și femeile fac treaba asta pentru că aici bărbații nu sunt nici atât de inteligenți, să zic așa, nici atât de călăuziți încât să facă cu femeile ceea ce învață Apostolul Pavel sau ceea ce învață Noul Testament. Și multe dintre ele, trebuie să recunoaștem că multe dintre femei, dacă le pui să vorbească, dacă le pui să țină o predică, de exemplu, o pot face mult mai bine decât o fac mulți pastori, mulți prezbiteri, mulți evangheliști chiar. Și atunci vine una care, mă rog, are titlul de profesor universitar, vorbește mai bine, dacă o scoți odată în față să depună o mărturie, ea să face o predică de nu știu ce, și în final, vreodată, întreabă, da, dar eu ce aș avea dacă aș fi și eu prezbiter în biserica asta? Încă a început deja să se discute această chestiune și, în mod sigur, dacă, așa cum zicem noi creștinii, Hristos va întârzia să vină, s-ar putea nu peste multă vreme să vedem și la noi aici, deocamdată nici cel puțin în bisericile autonome pe care eu le cunosc și cunosc multe și biserici independente, pentru că v-am spus, sunt deosebire între aceste biserici independente și autonome. Sunt unele care au înțeles că biserica nu poate să fie independentă, sub nicio formă, pentru că biserica, în primul rând, depinde de Hristos și, în al doilea rând, în relația noastră, depindem unii de alții, trebuie să avem relații unii cu alții, trebuie să conlucrăm împreună. Dar deocamdată aici în România, în mișcările penticostale, carismatice, baptiste și adventiste, adică neoprotestante, nu se pune sub nicio formă problema ordinării, a hirotonirii de femei în poziția de pastori. Și desigur, chiar dacă noi recunoaștem că femeile sunt egale cu bărbații, nu ne e rușine câteodată să recunoaștem și superioritatea unora pe anumite domenii, femeile au locuri foarte bine stabilite în biserică. Vreau să vă spun un lucru, cunosc destul de bine Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă, mormonii, pe care dumneavoastră îi știți, care la ora actuală este o biserică extrem de bine organizată și care are aproximativ 20 de milioane de membri la ora actuală, iar vreo 11 milioane dintre ei sunt femei și sunt organizați extraordinar de bine în cea mai mare și cea mai puternică organizație a femeilor din lume. Se cheamă Societatea de Alinare. Acolo Societatea de Alinare are liderii lor, femei, au conducătorii lor, au în timpul slujbelor ei se separă la un anumit moment. Bărbații merg la adunarea de preoție, femeii merg la adunarea femeilor în lucrarea aceasta în Societatea de Alinare, tot așa cu echipă de conducere, de slujire, de nu știu ce, și lucrurile sunt extraordinar de benefice pentru că aceste femei nu știe poporul ăsta, nu știe lumea asta ce lucruri extraordinare fac aceste femei, ținând cont de faptul că mormonii, să știți, vă spun, un om care știe bine ce vorbește, este una dintre cele mai bogate, dacă nu cea mai bogată biserică care există la ora actuală pe această planetă. Îi trece chiar și pe catolici, care nu sunt deloc săraci. Dar vedeți, una dintre chestiunile care se pune în bisericile astea, să zic, neoprotestante, se spune simplu și clar, dacă era nevoie ca femeile să fie prezbiterii, pastori, apostolii, ucenici, învățători, nu știu ce, Domnul Iisus ar fi chemat-o pe maica lui, pe maica Domnului, pe care catolicii chiar și ortodoxi o venerează. Și, mă rog, e problema lor, nu e problema mea, îi respect pentru treaba asta, dar Domnul Iisus o lasă pe maica Domnului cu rolul ăsta de născătoare de Dumnezeu, pe care noi, toți creștinii, îl recunoaștem și nu-i dă maicii lui nicio slujbă, știți? Pe undeva e foarte de neînțeles. Și atunci se spune de ce să ar veni cineva care să poată să facă altceva decât a făcut Domnul Iisus Hristos clar. După aceea avem argumentul, dumneavoastră știți la fel de bine ca și mine, că teoreticianul creștinismului și primul practician a fost Hristos,
Dar după aceea a venit apostolul Pavel și ceilalți apostoli, Petru și alții și Ioan și care Luca mai ales, și ăștia au scris, cum am spune noi astăzi, regulamentele de organizare și funcționare a bisericii. Și apostolul Pavel și niciunul dintre apostoli, nici Luca, nici cine vreți dumneavoastră, nici Petru, nimeni, nu avem nicio umbră, să zicem așa, în ceea ce privește faptul că ei au ordinat sau au hirotonit vreodată vreo femeie în lucrarea aceasta de pastorație. Bun, dar să știți, și vă întrerup un pic ca să răspundeți la următoarea întrebare. Mă pun în poziția celor care ar pune următoarea întrebare. Oare nu cumva Mântuitorul, venind pe pământ în epoca respectivă, a încercat să se adapteze cutumelor care existau atunci și care scoteau partea masculină în evidență cum față de partea feminină? Așa v-ar putea întreba cineva și poate pentru asta și-a ales apostol dintre bărbați. Acum știți care e problema? Noi trebuie să nu uităm mai multe aspecte. Primul care se uită de altfel, și noi cel puțin care avem pretenția că mai citim câte o carte, mai știm câte ceva, să nu uităm niciodată că învățătura creștină a început cu iudaismul. Sigur. Deci Hristos s-a născut în Iudeia, s-a născut în poporul evreu, a fost evreu. Și creștinismul a pornit practic de la iudei, iudeo-creștinismul. Știți, asta este, dacă vreți așa, că de fapt omenirea are trei religii mari și late. După aia au sutele astea, miile astea de religii, religioare, cum vreți să le ziceți. Așa. Deci el a purtat și dacă ne uităm în viața și activitatea Domnului Iisus Hristos, în foarte multe situații, el respectă tradiția, să zicem așa, a evreilor. Ceea ce privește lucrarea în templu și multe alte chestiuni, masa și multe altele, da. Știți, până și când a instituit cina, vă aduceți aminte că Domnul nu s-a opus de a sărbători Paștele, adică trecerea prin Marea Roșie și știm cu toții, și s-a adunat cu ucenicii și a sărbătorit cu ei și după aia a instituit noul legământ, adică cina cea de taină, știți cum spunem noi creștinii. Deci este foarte clar că Domnul Iisus Hristos s-a supus atâta timp cât el a fost și atâta timp cât nu s-a îndepărtat de ceea ce Dumnezeu Tatăl îi dăduse, dacă vrei, ca sarcină de servici aici pe planeta noastră, să rezolve problema cu păcatul. Știți? Da. Și Domnul Iisus Hristos respectă toată treaba asta. Dar vedeți dumneavoastră, eu după părerea mea, așa cât cunosc eu, după Domnul Iisus Hristos, care a călcat pe pământ în calitate de Dumnezeu, dar și în calitate de om, eu spun că Domnul Iisus a fost 100% Dumnezeu și 100% om, cel mai mare om care a călcat pe acest pământ după Domnul Iisus a fost apostolul Pavel. Și apostolul Pavel, el pot să spun că a împlinit ceea ce a continuat și a început să împlinească ceea ce Domnul Iisus Hristos spusese profetic sau deschis ucenicilor. Și apostolul Pavel, vedeți dumneavoastră ce a fost apostolul Pavel? A fost un om care a făcut 30 de ani de școală, să știți, eu am studiat viața și activitatea apostolului Pavel, am avut și am mari prieteni care scriu despre treaba asta, cărți, teze de doctorat și așa, și vreau să vă spun că s-au găsit documente, 30 de ani a petrecut apostolul Pavel în școală, în școala lui Gamaliel, știți foarte bine, la picioarele unuia dintre cei mai mari învățați ai vremurilor, tocmai pentru că el se pregătea să fie un mare lider iudeu, un, știu eu ce putea să fie el, prim-ministru, cum am zice noi astăzi, sau ministru cultelor, a religiilor, nu știu ce. Și apostolul Pavel, în momentul în care se întâlnește cu Hristos pe drumul Damascului, atunci când îi aude vocea, știți foarte bine istoria, n-avem timp acum să o depănăm, dar apostolul Pavel, după ce orbește și după ce, mă rog, Anania vine și se roagă pentru el și îi se înlătură solzi după ochi și nu știu ce, este botezat și el transformă întreaga lui învățătură, pur și simplu nu transformă, o lasă practic și menține din ea ceea ce era necesar pentru a duce mai departe această idee pe care o dăduse, această sarcină, această misiune pe care o dăduse Hristos ucenicilor când le-a zis duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Și apostolul Pavel, în lucrarea lui, nu știu dacă a studiat vreodată, în anii în care apostolul Pavel a trăit și a făcut cele trei călătorii misionare, s-a împlinit. Toate cele trei continente pe care se locuia la vremea respectivă au fost unite prin biserici înființate de apostolul Pavel și ucenicii lui. În și mod miraculos, pentru că deci, nu exista internet, nu existau
Da, dar mașini și el, și să știți că avioane. umbla cu cea mai bună barcă, care circula cu cea mai bună corabie. Să nu credeți că făcea cele mai bune corturi. Era o mare tehnică, trebuia să fii deștept pentru să ai un Era business de cu meserie, da. corturi la ora aia. Știți cum am zice noi astăzi. Deci, ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, este foarte clar că toți, într-un fel sau altul, au ținut cont de ceea ce au învățat ei inițial. Deosebirea este că tot ceea ce ei au învățat, au asimilat în școli, în ce vreți, în toate felurile, laice, teologice, la un moment dat, cum zice Apostolul Pavel, au pus la picioarele crucii Domnului Iisus Hristos și au folosit toată învățătura lor pentru propovăduirea Evangheliei. Dacă n-ar fi fost Apostolul Pavel, știți istoria din Faptele Apostolilor, creștinismul n-ar fi ajuns în Europa sau poate ar fi ajuns mult mai târziu dacă Apostolul Pavel n-ar fi ascultat de șoapta Duhului Sfânt când l-a oprit dintr-un drum și i-a spus: du-te în Macedonia. Și ce să fac în Macedonia? O să vezi că spun eu, și acolo s-a întâlnit cu Lidia, cu vânzătoarele de purpură, erau niște evrei care fugiseră de Nero și nu știu ce, le-a propovăduit Evanghelia, ei s-au întors la Hristos, l-au primit pe Hristos și practic au făcut prima biserică în Macedonia, adică nu departe de noi, a intrat creștinismul în Europa. Deci oamenii ăștia au folosit totul pe care l-au pus la dispoziția Domnului Iisus Hristos și a lucrării Lui. Și este foarte important și astăzi. Și eu mă bucur când întâlnesc, mai ales intelectuali care înțeleg ce este o... Pentru creștinismul este mai mult decât o religie, să știți. Este o religie, o religie mare. Are 30 și aproape 40% din populația globului la ora actuală. Dar creștinismul este o relație pe care o stabilești prin Duhul Sfânt cu Mântuitorul, cu Domnul Iisus Hristos. Religie, De aici... relație, limbaj, model gnoseologic, este Absolut, totul. absolut, Este sigur. Deci... cel mai frumos, mai perfecționat model de înțelegere a lumii, după părerea mea. Trebuie să vă mulțumesc în acest moment, pentru că nu mai avem timp. Ați fost într-o mare formă. O să-mi permit să vă mai invit la discuții pe această temă și, în genere, pe o discuție despre diversitatea bisericilor Este creștine. frumoasă, să știți că, Este foarte scuzați-mă, frumos. am ținut cândva o mini-conferință, să zic așa, care a avut ca temă tocmai chestiunea asta, unitatea în diversitate în biserică. E foarte frumoasă tema, știți? Și mie Da, îmi mai... place foarte mult și sunt de acord, perfect de acord cu această diversitate, fără nicio discuție. Vă mulțumesc din suflet pentru dialog. Asigur că aceste discuții îmi plac mult mai mult decât cele politice sau chiar cele economice, unde la cele politice nu prea mă pricep eu, dar îmi dau și eu cu presupusul. Dar la cele economice am umila pretenție că mă pricep o leacă din practică și din ce știu și eu, că am citit prin cărți. Eu vă mulțumesc foarte mult, domnul Zăureanu, și vă doresc mult succes în O continuare. seară plăcută. Misiunile pe care le face și eu le urmăresc în limita posibilităților și vă felicit. Sunt interesante. Vă mulțumesc. O seară plăcută. La revedere. Weekend plăcut să aveți! Apel.